Acoperișul sinagogii din Făgăraș este reparat în regim de urgență pentru stoparea degradării clădirii din cauza interperiilor. Lucrările cu caracter provizoriu sunt finanțate de Fundația Comunitară Țara Făgărașului cu ajutorul unui sponsor care a donat 15.000 de lei în acest scop. Reparațiile au început astăzi urmând să fie finalizate până la sfârșitul lunii. În această perioadă, circulația pietonilor este restricționată pe trotuarul dinspre strada Mihai Eminescu, iar Staționarea autoturismelor în parcarea din spatele sinagogii este interzisă. Poliția locală Făgăraș se asigură că zona este eliberată pentru evitarea accidentelor. În paralel, reprezentanții primăriei Făgăraș muncesc pentru obținerea unei finanțări externe pentru restaurarea întregii clădiri. Veche de peste 150 de ani, aceasta va găzdui evenimente culturale. Acest lucru este posibil după ce municipalitatea a preluat clădirea încomodat de la comunitatea evrească din Brașov pentru o perioadă de 40 de ani. Ultimul membru al comunității evreiești din Făgăraș s-a stins în anul 2013.